51% dintre românii care voiau să lucreze în armată au fost respinși. Potrivit datelor prezentate de Ministerul Apărării Naționale, campania de recrutare și selecție s-a desfășurat în 41 de județe și în municipiul București. A fost înregistrat un total de 6.448 de candidați, dintre care 20% erau femei. Însă doar 40% dintre candidați au fost admiși. Statisticile oferite de MAPN dezvăluie că proba fizică a fost cea care a constituit principalul obstacol pentru mulți dintre candidați. Astfel, 24% dintre aceștia au fost respinși la evaluarea fizică, care consta într-un traseu utilitar aplicativ și alergarea de rezistență pe o distanță de 2000 de metri. La evaluarea psihologică, 18% dintre candidați au fost respinși, iar cei care au trecut de primele două probe au fost supuși evaluării medicale, unde 12% au fost respinși. Chiar dacă această primă etapă a fost dificilă pentru mulți, MAPN anunță că în luna mai va începe o nouă campanie de recrutare. În ceea ce privește veniturile lunare nete ale unui soldat profesionist la momentul angajării, acestea variază între 4.399 de lei și 5.765 de lei în funcție de solda și norma de hrană.